Acolo, na, am continuat, nu prea am avut când am, aici când am venit. Băi, mai tai, fulani. Eu încă nu i-am dat de cap, n-am înțeles cum a trecut într-un nutrat. Și trebuie să tem. De ce? E bine? Am discutat despre exterior, despre... Nu, hai. Despre exterior, despre interior, exterior, boss? Da. Am acoperit un căcat. Și a rămas cel mai lucru important, și anume... Cel mai lucru important. Cut. Și bine v-am găsit din nou pe canal. Astăzi ne aflăm în garajul lui Alex, unde avem acest superb Passat B6 alături de noi. Dacă nu ați vizionat vlogul anterior, vă recomand să aruncați o privire ca să știți despre ce vorbim astăzi, practic despre acest B6. Am filmat și data trecută un vlog sau un mic interviu despre această mașină și cu Alex. El n-a fost mulțumit de calitate, eu n-am fost mulțumit de audio. Așa că astăzi am venit în garajul lui, garaj despre care vă povestește el mai multe. Alex, te rog să ne te alături. Salut! Bine ai revenit din nou pe canal, a doua oară. Sperăm de data asta să fie cu noroc. Bun, să trecem la subiect. Cine este Alex și de unde pasiunea pentru mașini? Hai, Alex e un băiat din Târgoviște. A ajuns în Anglia împreună cu familia undeva pe la 15 ani. Pasiunea pentru mașini de mic copil. Ca orice băiat. Da. Așa. Am așteptat să-mi iau permisul să pot să am mașină în sfârșit, să conduc eu, să mă văd șofer. La ce vârstă ai luat permisul? Undeva pe la 17 ani jumate. Am înțeles, da. 17 ani jumate, imediat acum 17 ani m-am apucat de treabă. Care a fost prima ta mașină? Prima mea mașină, deci eu am învățat să conduc un Passat B5.5. A, deci acolo da, Passaturile. Da, mașină din 2002, dacă nu mă înșel, 130 de cai, nu mai știu exact detaliile, așa, oricum, pe aia am învățat să merg. Aici în Anglia? Aici în Anglia, da. Da. Și am mers cu aia o perioadă până mi-am luat permisul, nu puteam să-mi asigur Passatul 1.9 la 17 ani jumătate. Da, în Anglia, ca să explicăm puțin mai treaba, complicat. E mai complicat cu asigurările, în special cu prima asigurare și în special când ai permis, e foarte scump. Marea majoritate oamenilor își cumpără mașini cu motor foarte mic, Smart, exact. Nissan Micra, exact. Ford Fiesta. Dacă începi cu o mașină de 2 litri, cu o mașină mare, te costă 2, 3, 4 mii de lire, poate și mai mult. Am făcut un code la un moment dat, imediat după ce mi-am luat permisul, 9.000 de lire, mă costa 9.000 și un pic să-mi asigur mașina pe tot anul. Da. Și atunci a trebuit să caut ceva. Și îmi căutam mașini după asigurare. Adică nu mă interesa ce mașină e, ce model e, ce... Să fie ieftin care asigurare. E cea mai ieftină asigurare. Eu vreau să conduc, asta era da. Principiu. Și am ajuns la un... Renault Clio din 2007, 1-2. Prima mea mașină. Prima mea mașină. Acum, nu că n-aș fi fan auto, sunt și respect fiecare marcă. În schimb, eu am o chestie cu francezoaicele. Eu am... Îți plac sau nu-ți plac francezoaicele? Nu, nu mă atrag, înțelegi? Și am zis, zic, bă, dar sărutul ăla francezesc. Asta e, da. Ăla merge? Poftim? Sărutul ăla francezesc. Ăla merge, ăla e. Și am zis, bă, acum fie ce-o fi, conduc și căruță, numai să știu că pot să conduc și că mă urce din A la B, până îmi dau un pic drum, bine, oricum. Da, până faci puțin experiență, exact, treci un an, al doilea an, al treilea an asigurare, o să fie mult să mai ieftin asigurare. Să pot să-mi asigurare. Da. Nu am rezistat decât 2 luni cu ea, m-am dus și mi-am cumpărat Passat, B7, în 2012. 1.6, asigurarea ok, perfect. Și am mașina aia o lungă perioadă de timp. Ala a fost primul tău Passat. Primul meu Passat, m-am apucat. Două suspensie, două roată. Și mi-am creat un grup de prieteni cu care ieșeam la întâlniri. În jurul meu s-auzea numai piele, cuzineți, segmenți. Eram ce asta. Și am zis, bă, stai că trebuie să învăț. M-am pus pe research, pe
internet la videouri. Pe absolut tot să-mi văd eu despre motor, mai multe chestii tehnice. Să te implici tu personal în proiect. Exact. Și de acolo, doar nu stai aici. Despre mașina asta, povestește-ne puțin despre primul tău Passat, am înțeles că și ăla l-ai modificat, deci nu a rămas în starea lui inițială. Nu, am tras foarte tare să nu-mi pun, chiar dacă era primul an, chiar dacă asigurarea era mai scumpă, am tras foarte tare, am zis, băi, prefer să plătesc mai mult, dar aveam opțiunea să nu-mi pun cutie pe mașină. Cutie însemnând un fel de neagră. Black box, exact. Care asiguratorul ți-o pune pe mașină, ca să vadă exact zonele pe unde conduci tu, viteza cu care te plasezi, practic ca un fel de GPS. Și ei văd tot, în funcție de datele care le preiau de pe mașina ta, decid dacă continuă să te asigure, dacă îți scade asigurarea, dacă îți crește asigurarea. În principiu să uite să nu fii periculos la volan. Asta e, să conduci cât mai sigur. Asta e... În limita legală. Exact. Da. Și am reușit. Mi-am făcut asigurare fără black box și m-am apucat. O suspensie, s-o las, după care au venit roțile. De fapt, mint, mi-am luat roțile prima dată, 9,5 în spate, 8,5 față. Erau așa. Le-am pus pe mașină, mașina ca toaregul. Aveam un plan să-mi iau suspensia. A zis, bă, să treacă un pic de timp. Nu. În aceea seară mi-am comandat suspensia, mi-a venit la câteva zile, am schimbat-o într-o noapte într-un garaj pe undeva, cu un Peterborough, la cineva. Și de acolo, dă-i și cu folii, dă-i și cu interioare, ventilat, încălzit. Am făcut mașina aia cum am vrut eu. Ce am vrut eu de la mașina aia am făcut. Nu ai fost mulțumit cu absolut nimic la ce cum nu, a primit mașina. Nu, mașina a fost stock. Știi? Nu aveam nimic special. Exact. O mașină de familie. Am găsit, erau la Passaturile B7, au fost făcute și R-Line, dar câteva mașini în Anglia vândute foarte, un număr foarte mic. Da. Am găsit un body kit R-Line și l-am găsit în Suedia la cineva. Am reușit, l-am luat, mi l-a trimis în România, din România mi l-a trimis aici. L-am trimis la vopsit și am pus și kitul de R-Line. A venit volanul, a venit interiorul și am făcut mașina aia până la stadiul în care am zis, bă, stai că acum ar trebui să fac ceva și la motor. Era un 1.6 diesel, îți dai seama că la 1600 de kg nu era ce trebuie, dar da, era ok pentru oraș, asta e. Da. Și am zis, bă, stai așa că zic că am nevoie de ceva mai puternic, nu mai vreau Passat B7, vreau altceva. Și din prostie am ajuns să cumpăr un body kit, am ajuns să cumpăr un interior de R36, chestii foarte, eu le-am luat, na, pișnița română, înțelegi? Glumesc. Și am zis, bă, stai că vreau să-mi fac un proiect. Și așa am început totul. Am stat 2 luni, am stat să-mi caut mașină. Deci prima dată ai cumpărat piesele și tot ce... Exact, am avut body kit, am nu avut interior, nu aveam mașină, am avut frâne. Deci tu aveai proiectul știei, capătul exact, proiectul era complex, știi ce vrei să faci. Exact. Era doar o chestie de timp și să găsești mașina. Exact. Am stat o perioadă, făcut research, nu știam exact pe ce să merg. Dacă să merg pe 3.2 benzină, pentru că sunt destul de comune, să merg pe 1.8 turbo. Mi-am pus întrebarea, băi, stai așa un pic, la un 3.2 benzină aspirat VR6, e cam greu să-i crești puterea. Să pui un turbo, să pui un supercharger, e un pic mai costisitor, nu e chiar. Da, mai complicat. Și aici zic, băi, iau turbo, dar 1.8 turbo mi se părea prea mic, parcă de la 1.6 vreau să trăi măcar la 1.2 litri. Și bine, problemă și cu asigurările, am 21 de ani, așa că asigurările... Acum ai 21 acum, de ani. Acum, da, la momentul ăsta, așa că asigurările la nu sunt... La vârsta de 21 de ani încă ai probleme cu până asigurările. Până în 25 e problematic, după...
Pot să spun că și după 25 ai aceeași problemă, pentru că la fel credeam și eu și am plinit și 25 și 26 și 27 și încă problema persista. După 30 de ani parcă începe să... Am înțeles. E, mai bine plătesc asigurare mai mare, mi-e ok. Da, mai bine plătești ca să fii tu liniștit. Să da, nu da. Umbli cu ascunzișuri sau... Exact, da, e o chestie te oprește poliția, liniștit, îi dai actele, totul legal. Exact. Sunt alți oameni. În momentul în care ei te văd că ești confident și că e tot în regulă și că nu ai nimic ascuns, da, sunt alți oameni. Închid ochii la multe și sunt chiar oameni ok. Deci, ca fapt, când modifici o mașină, e foarte bine să fii legal cu absolut tot, da, să-i declari asiguratorului modificările care le-ai făcut, pentru că dacă ești oprit de poliție, nu ai treabă. Mai, exact. Aici nu e ca în România, dacă e să fac o comparație, unde trebuie să ai modificări omologate și chestii de genul. Pur și simplu, aici, să faci mașina, ai ITP-ul pe care îl faci anual aici, dar dacă tu îți declari modificările la asigurare și asiguratorul îți acceptă modificările și îți evaluează mașina la un alt preț, atunci poți să conduci mașina legal pe stradă. Te oprește poliția în cazul în care văd că mașina e prea modificată sau în cazul în care vor să ia de modificări, sună frumos la asigurator, asiguratorul îi confirmă că e asigurată și care modificările declară. Bineînțeles, astea principale, culoare, suspensie, roți, etc. Da. Și atunci zic, bun, tai. Și plus faptul că dacă declar toate modificările, în caz de accident, asiguratorul va plăti mai mult. Bineînțeles. În caz de pagubă sau de daună totală, da, iei banii și pe care ai investit în suspensii. Exact, pentru că asiguratorii de mașini modificate asigură prin agreed value. Da, și da, atunci tu, cu asiguratorul, bineînțeles, la o anumită sumă. Că dacă ei intră pe Autotrader sau pe eBay sau pe oriunde, într-un ziar și văd un Passat aproximativ identic la kilometraj și la anul de fabricație, atunci zic, bun, mașina asta e evaluată la 1500 de lire, știi? Da, pe când data probabil costă 10.000. Pe când am băgat de cel puțin, da, 8-10 ori mai mult în ea. Da, da. Bun, am... făcut o mică paranteză. Am făcut o mică paranteză, exact, cu chestia asta cu asiguratorul. Să vorbim despre mașina prezentă aici. Ai cumpărat piesele. Da. Ai cumpărat piesele, da, și a urmat căutarea pentru mașină. Da, căutarea pentru mașină, după ce am făcut research-ul ăsta și așa, am auzit de la 3, 2, 1, 8. Pe ce motor ai decis să mergi? Am găsit, nu am fost fan pe 6, mi-a plăcut niciodată și nu prea aveam cunoștințe legate de ele. Și am descoperit pe internet că au fost făcute câteva mașini cu motor de 2 litri turbo, motorul de pe Golf 5 GTI. Și am căutat, bineînțeles, n-am mai căutat Passat, am căutat Golf GTI modificat, să văd ce se face, se poate modifica. Da. Când am văzut ce fac băieții cu ele, am zis, știu de ce am nevoie, știu baza proiectului meu. Și dai, și caut. Zile, săptămâni, s-au făcut 2 luni și eu nu aveam mașină, eram așa, într-un stres total, vreau mașină. Da, da. Vreau să mă apuc de ceva. Venea vara, venea sezonul întâlnirilor, trebuia să am mașină. Cam în ce lună ai început să cauți mașina? Prin februarie? Februarie. Da, prin februarie. Și a durat 2 luni până ai găsit mașina. Am cumpărat-o pe 26 aprilie. Am. Deci, cam 2 luni. Ceva. Da. Da, da. Și am zis, zic, bun, zic, eu trebuie să-mi fac mașină. La un moment dat am găsit una pe Autotrader, 2007, 4.000 de lire cerea pe aia. Eram, zic, mamă, mașină în 2000. Nu, nu, mult. Mă întorceam, zic, ba da, o vreau, am nevoie. Căutam și o bază bună, să zic, la capitolul caroserie. Adică nu vreau să fie strâmbă, nu vreau să fie... Rugină. Exact, să aibă... Da. Vreau să am cât mai puțin de muncă. Nu mă interesa motorul, știam de la început că o să umblu la motor, dar vreau caroseria să-mi fie mai ușor. Am vorbit cu omul, i-am spus, bun, ne vedem duminică. Vineri am câștigat la licitație mașina asta. Am dat de 4 ori mai puțin pe ea decât aia de pe Autotrader. Și am zis, zic, bun, era exact cum nu vreau eu. Și strâmbă, și lovită, și julită, și da, da, cu rugină. Am dat de 4 ori mai puțin. Da, și cu motorul am făcut drum de 2 ore, am făcut 4 ore până am ajuns cu ea acasă, pentru că nu trăgea, nu s-accelera, tăia aer, era eroic. A fost o aventură, a fost, drumul ăla, da, spre casă, da, ajung, nu ajung. Exact, asta a fost. Și să spun altceva, am fost
cu Passatul, cu B7-le să o iau și cu cineva. Vreau să spun că pe autostradă vorbeam cu persoana și ziceam, băi, la 3 dăm. Apăsam, Passatul se ducea încet 1-6-le cât putea el să tragă și asta rămânea în urmă. Și era o dezamăgire în mintea mea, în sufletul meu, că zic, băi, ce-am făcut, cât de grav e. Nu știam, efectiv, da, nu cunoșteam motoarele, citisem un pic despre ele, dar nu știam. Am zis, băi, o iau, pun testerul pe ea în primă fază și după mă apuc să desfac. Asta e, o-i dau de cap. Da. Așa, am luat-o. Am luat-o, am ajuns acasă și... Ai ajuns într-un final? Am ajuns acasă și o aveam pe drive. A stat în fața casei, cred că vreo 2 săptămâni. Și am zis, băi, cred că e cazul, mă apuc. M-am liniștit. 2 săptămâni am fost liniștit. Am zis, gata, mi-am găsit mașina, am o parte din piese. Zic, acum să vedem ce facem pe... Sincer să fiu, în alea 2 săptămâni am căutat folii și culori și așa, la asta e o poveste cum mă vopsesc. Eram mai liniștit oricum, aveam mașină, asta era important. Și n-am mai avut, n-aveam cum să o țin acolo, n-aveam să lucrez. M-am apucat, am dezmembrat-o pe driveway, interiorul, de la plafon, mochet, absolut tot, i-am dat jos. Le-am pus la loc, probleme. Bine, am scos plafonul, l-am curățat și l-am îmbrăcat în Alcantara. Da, asta a fost principala chestie. Da. Cineva mi-a zis, băi, dacă scoți un scaun, ar trebui să iasă. Eu am scos tot interiorul. Înțelegeam, mai băga și aspiratorul. Aveam grijă de ea, chiar dacă era coajă. Da, am profitat să curăț. Și nu aveam unde să lucrez la ea. Pe drive-ul nu puteam, am un cord, mi-l montez din când în când, plouă sau așa. Dar nu pot să lucrez la drive-ul, pe drive-ul. Și, până la urmă, prietenii mei au garajul ăsta închiria și am zis, băi, băieți, ia ziceți, a contribuit și eu, m-a primit și pe mine, m-a ajutat să pot să-mi țin mașina să lucrez la acolo. Deci voi ați închiriat garajul ăsta doar pentru proiectele voastre, nu altceva. Exact. Aici vă adunați, nu? În weekend? Da, băieți, au pus elevator, știi? Și zic, bun, perfect. Mi-am mutat mașina aici, m-am mutat și eu cu tot ce aveam acasă și apucă-te. Și desfă-o complet, de la praguri, bări, toate nebuniile, tot interiorul, tot cablajul, să-i fac încălzirea pe bancheta din spate, că nu avea, de fabrică. Bancheta venea cu încălzire, dar eu nu am avut. Tot bordul, toată planșa de bord cu consolă, cu butoane, cu așa de B7, modelul mai nou. Și toate cablajele astea și așa, le-am stat cu brațul de cablu în mână, mă uitam, aia zic, hai, iau de nou, mai fumam o țigară, iar mă apucam. Da. Până la urmă i-am dat la cap. I-am dat de capăt și a urmat să vopsesc. Un prieten al meu a zis, bă, o vopsim. De aici trebuie să faci un loc undeva să vopsim. Și ne-am zis să facem o cabină de vopsit, un alt băiat de aici a adus profile de fier, a adus lemn, placaj de lemn, de-aia am ridicat structura cu ei și după m-am apucat în fiecare seară, eram la garaj, puneam cât o placă, mai tăiam, mai puneam o placă, până a prins conturi, am făcut cablaj frumos, lumini tot, pe jos vopsită și așa zic, gata. Cabina e gata. Hai, apucă-te de ea. Și a intrat, a fost cabina făcută special pentru Passat. Măsurat, lăsăm un pic mai mare, se încapă și alta. Da. Facem pentru Passat, știi? Și da, ideea că am vrut să o facem și ok, nu doar de unică folosință. Da, știi? Da, da. Să rămână în cazul... Exact. Viitor, știi? Pentru viitoare proiecte, da. Și am apucat. Bineînțeles, făcut pe Marina Passatului, viitoare proiecte, probabil tot Passat. Cel mai probabil. Da, și m-am apucat de frecat la ea, de reparat. Bine, nu eu. Eu, de cât am frecat un pic la ea, am încercat să ajut cât de mult am putut, pentru că eu cu vopsitul sunt total paralel. Nu trebuie dacă dai pensulă, dacă dai trafalet sau pistol. Spray, nu. Da. Nu sunt, știi? Și poți să faci treaba. Te rog frumos, descurcă-te, că eu habar n-am. Te ajut cum pot, dar... Da. Și ideea cu culoarea. De unde a venit? De unde a pornit de culoarea? Cum a fost greu să alegi culoarea? Da, inițial am zis că nu foliez. Am căutat folie de calitate și m-am apucat în paleta să caut culoarea. Culoarea ei la bază era? A fost un albastru. Albastru. Un albastru clasic. Albastru clasic de Passat. Da. Exact, corect. Așa. Și dintr-un paletar de culoare m-am apucat. Că să văd că poate fac asta, poate fac asta.
Și la un moment dat am văzut eu un GTR în culoarea asta. Și am stat așa pe gânduri, zic, mamă, ce bine ar arăta. Dar era vopsit, n-am găsit folie la culoare. Da. Și am zis, zic, așa îl fac. Apucă-te, caută pasaport portocaliu pe Google. Nu-mi dădea nimic. Niciun pasaport portocaliu. Zic, dacă nu iese bine, dacă nu așa. Și a fost un stres de ăsta până am vopsit-o, până am scos-o și am asamblat-o. Continuu. Da. Continuu, da, știi? Da, 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 da. Și așa am ajuns la Katsura Orange, de GTR 2017, dacă nu mă știu. S-a înțeles. Înțelegi? Da. Oricum, mașina, în momentul când o scoți afară la lumină, arată total da, diferit. Da, mașina are altă culoare, la întuneric dă spre maro, dacă o scoți afară, deja dă în galben. Adică da, cam asta e ideea cu portocaliu ăsta. Exact. În funcție de lumină, are diferite nuanțe. Bun, am discutat despre partea de exterior și ce modificări s-au adus la interior și acum a rămas cel mai important lucru, și anume motorul. Motorul, da. Și bineînțeles și ăsta are o poveste la mașina asta. Da, cam orice chestie. Ideea e că am avut o problemă cu motorul la un moment dat. Motorul a rămas pe mașină sau l-ai scos afară? Nu, motorul a rămas pe mașină, am reușit să-i dau de cap, avea câțiva senzorii. Duș, i-am schimbat, mașina a mers și bine, am mers cu ea vreo 2 luni după ce am reușit să o scot din garaj și la un moment dat am avut un blank pentru că a trebuit să anulez PCV-ul cu 3 dopuri mici, unul din ele mi-a intrat în admisie, în motor și... Și aia a fost? Aia a fost, da. Și moartea motorului. În timpul ăla, până să mi se întâmple chestia asta, eu vorbeam cu un tip din Țara Galilor să iau un bloc motor. Omul mi-a zis, un bloc motor, ce nu e complet, dar zice, e bază bună dacă vrei să te apuci să-ți faci un motor de la zero, cum vrei tu, da, știi? Da. Exact ceea ce căutam. S-a întâmplat să mi se strice, ăsta l-aveam pe mașină, și stai seama, noaptea am fugit în Țara Galilor, am luat motorul, am avut plăcuta surpriză să văd că motorul era aproape complet, n-avea axele cu came. Mm-hmm. Înțelegi? Cu tot, cu turbopel, cu volantă, cu știi, adică da, a fost... Da. Zice, băi, zice, ăsta e motorul, na, că vrei să-l iei așa, foarte ieftin, da, cum să nu? L-am luat, l-am desfăcut pe ăla și m-am apucat și l-am refăcut. Pe ăla. Da. Cu zignețe, menți. Deci, inițial am zis că mă duc cu ea, că vreau să scot undeva 500 de cai. Da. Problema era că... Dacă scot până în 400, nu investesc atât de mult. Adică a fost și o parte financiară, să zic așa. Să scot undeva până în 400 costă, nu știu, să zicem 2000. Da, n-a costat 2000. Hai să zicem până în 2000. Da. Să scot 500, deci 100 de cai în plus, mă ducea un pic peste dublu. Înțelegi? Și am zis, bă, pentru 100 de cai, nu cred că e momentul să investesc. Dacă îi vrea vreodată, da. Dacă mă plictisesc, plus că 400 cai pentru drumurile din care sunt suficient, înțelegi? Da. Și am zis, bă, bun, lasă că facem 400, nu-l mai forjez, iau tot ce ține de segmenți cu zineți și așa iau noi, pun lucruri noi în el, pun garnituri noi și am căutat turbină de S3 ca o 4, downpipe de S3 ca să fie... Pentru că eu când am început, iar fac o mică paranteză, când am început chestia asta, am zis, băi, dacă îl scot până în 400 de cai, deja o să fie problemă cu punerea puterii jos. Deja acum era el stoc la 200 de cai, când iar dădeam întâia în doua, față, da, când față. Da, când dădeam întâia în doua, pierdeam foarte mult. Băi, acolo îi duce la aproape dublu. Îți dai seama că nu o să mai pună nimic jos. Da. Și atunci am decis, băi, hai să încerc să-l fac 4-4. Și am găsit un... CC36 de dezmembrat în România. Am luat după CC-ul ăla cam tot ce a ținut de 4x4, rezervor, cardan, Haldex, toată puntea spate, cu planetare, cu tot. Le-am pus pe mașină, am avut nevoie de cutie, am pus cutie de S3 și de acolo... Deci cutia care e acum pe mașină e de S3. Cutia e de S3 manuală. Am fost un pic în dubii dacă să pun... Era manuală. Da. Era un pic în dubii, bă, să pun manuală sau să trec pe DSG, știi? Mm-hmm. Toată lumea aici a thumbs up pentru DSG. Super rapid, super ok. Da, toți știm DSG-ul, e o cutie foarte bună. O cutie super ok. Da. Și am avut ocazia să pun, luam cutie
puteam să iau și de un Golf sau, știi? Da. Păi, cu cutie automată și aia, dar... Necesită anumite modificări ca să pui cutie automată cu manuală sau pe... un straight swap, cum ar veni? Nu e chiar straight swap. În primul rând, pedalierul... Da, deci câteva modificări cablaj, trebuie făcute, da. Da, pentru răcire ar mai trebui și am zis, băi, nu era neapărat că mă complicam. Ok, făceam asta, era plăcerea mea și învățam, știi? Da. Dar am zis, nu, am zis, băi, asta e mașina mea de proiect, vreau să fie rapidă, dar nu mă duc cu ea la drag race-uri, nu mă duc cu ea, știi? Da. Zic, las să fie manuală, mai am un pic de fun, știi? Adică, pe principiu ăsta am mers. Cât încă mai pot să mai manuale, că ziua de azi vin toate automate, da, știi? Da. Și e una din micile mari probleme, da, să zic așa. Și zic, bă, las manuală, am găsit cutia de S3, planetare, una din planetare e un pic mai scurtă decât cea normală. Și m-am făcut asamblat. L-am asamblat și de acolo am stat cu teamă, pentru că eu n-am mai făcut niciodată distribuții, eu n-am mai deci făcut. Deci tu ai făcut partea de motor, tu ai făcut absolut tot, distribuția, tot. Montat, demontat. Tot. Cap, coadă, bineînțeles, după mult research, după multe... Tu înainte să te apuci de motorul ăsta, n-ai mai făcut alt motor, sau ai mai făcut alt motor? Am făcut alt motor când aveam B7-le înainte și... Ți-am zis, toată lumea din jurul meu îmi vorbea de cuzinez biere și așa. Am zis, băi, eu să nu fiu un star, eu să nu știu ce sunt alea. Și mi-am cumpărat un seria 3, 330. Da, sunt că vă arăt eu cuzinez. Stai că vă dau așa exact, cuzinez și biere. 330 benzină, coupe, mașina arăta demențial. Jante originale de M3 pe ea, aripi roluite, revopsită. Deci era superbă mașina, dar garantura de kiloasă dus. Și am luat-o la bani buni, zic bun. Aici începe nebunia. Vreau să învăț. Și am zis, dacă nu-mi iese... Mașina a fost de învățat. Da. Am zis, dacă nu-mi iese, mașina aia puteam să o dezmembrez, să o vând pe piese și automat îmi scoteam investiția. Da. Care, nu era foarte mare. Și m-am apucat în fața casei și am desfăcut motorul. M-am chinuit, m-am julit, că bineînțeles, mi-am cumpărat scule. Bănesc că de fiecare dată când îți cumpere o mașină nouă, vecinii... Iarăși a cumpărat ăsta alt proiect. Bă, la momentul ăsta, numai la casa unde stau eu, unde stau cu familia, că stau cu mama, tata și fratele, sunt 6 mașini. Deci îți dai seama când vine una... 6 mașini a voastre? Da, ale noastre. Deci îți dai seama când vine una nouă. Încerc acum să le parchim undeva pe sus, mai pe stradă în sus, să nu se vadă chiar așa. Exact. Da. Vecinii au fost ok, adică n-au nicio problemă, nu am făcut gălăgie seara, nu i-a afectat prea tare, știi? Da, și cu motorul de la BMW, practic acolo ai făcut tu... Practic acolo m-am apucat și l-am refăcut bine, n-am lucrat de la bloc în jos. L-am partea dat, de sus. Da, am făcut decât partea de sus. Și am rectificat chiloasa, garnituri noi la așa, la valve, silurile de la valve înlocuite. Și am făcut și motorul ăla, l-am pus pe mașină. Am fost pregătit cu spray, cu cablu pentru baterie, cu... Am pus bateria pe mașină, am pus contactul, l-am ținut 10-20 de secunde. L-am mai luat, l-am mai pus în ideea, m-am gândit, eu zic, băi, să intre benzină, să... I-am dat cheie, a pornit mașina aia, eram pe bune, făcut de mine, a pornit, băi, deci era mașina aia, a pornit motorul aia, ce ai că... Atunci, a fost făcut la BMW, de profesioniști. Ziceai că atunci am venit cu mașina pe driveway, înțelegi? Da. N-au fost bătăi de la ulei, să zici că, deci, e ulei sau ceva, deci totul a fost super ok, știi? Și am zis, bă, dacă pot eu să fac, că de acolo, știi, a fost nebunia, zic, bă, dacă pot să fac, e clar că și motorul meu, m-am chinuit cu distribuția la BMW, cu vanusul, l-am refăcut complet. Zic, bă, zic, e clar că dacă sunt în stare să fac chestiile alea la un 3 litri, da. Ăsta are și distribuția, are una în spate pe lanț la came și una în față pe curea, știi? Uh-huh. Zic, bă, trebuie să-i dai eu de cap. Și l-am făcut. Îți dai seama că n-am dormit nopți, m-am gândit clar, zic, stai să ies când uit la cheie că se rupe tot, stai să vezi că n-am prins aia, stai să ies că n-am strâns aia, numai chestii de-astea am avut în cap. Și acum motorul încă este în rodaj, nu? Da, acum motorul e în rodaj. Cu mii de kilometri rodat, nu? Sau băi, cam așa, am 1100, să zic. Urmează să programez acum pentru mapă. Da. Trebuie dusă pe dyno, nu? Și da. Mapa o să trebuie să fie custom. Da.
Adică nu e ca la mobil la beți, fac un remap și înțelegi, ai zis că o să stea așa undeva la vreo 4 ore. Pe Dino. 4 da, ore da. O să stea, să am full făcut, să am totul pregătit da, de acolo o să înceapă nebunia. La cât, ce putere estimezi tu în momentul de față că o să facă pe Dino? Bineînțeles, puterea la motor sau la roată diferă. Se pierde undeva la 20%, 30% până la 20%, cam așa. Ideea e că setup-ul ăsta a mai fost făcut la 2 litri TFSI, e pur și simplu o rețetă. Înțelegi? Vrei să te iei stage 1, vrei să te iei stage 2, stage 2 plus, sau mai sus. Ăsta e stage 1. 2. 2, stage 2 plus. Da, e făcut, okay. Se de la început. Cum am terminat, cum mi s-a stricat motorul și m-a apucat de celălalt, dar de la început că iau piese. Da. Înțelegi? Da, și da, pentru pompa de ulei și pentru pompa de înalte luate din România. Mersi, Ovidiu. De la Viz Motorsport. Și am făcut de la început tot ce a trebuit pentru stage 2 plus. Da, și acum așteptăm să o duc pe... Are și evacuarea schimbată? Da, e straight pipe. Nu mai am catalizator, nu mai am nimic, am țeavă de 3 inch și după merge 2.75 până spate. Acum mașina e 4.4. Da, acum mașina e 4.4. Am testat-o de câteva ori și nu pierde aderență atât de mare. Deci chiar, crede-mă, zic sincer, merită. Și a fost greu să o faci 4.4? Ai recomandat la cineva să facă treaba? Ai mai face din nou, dacă ar fi cazul? Este puțin complicat, bănuiesc, nu e chiar așa ușor. E, și spun și de ce. Pentru că pompa de ABS trebuie schimbată, toată puntea spate, trebuie cablaj făcut, trebuie altă bară de torsiune pe față. Adică nu sunt niște chestii gen... Da, minore. Exact. Chestii... Norocul meu, să zic așa, e că mașinile astea vin, au aceeași caroserie, pentru 4x4 și pentru tracțiune față, în ideea în care e tunelul deja făcut. Ok. Știi? Decât downpipe-ul e un pic diferit că o colește cardan. Da, nu e mare... Deci poți să iei piesele pe 4x4 da, și le poți să iei piesele, pe... exact. Da, să faci 4x4. Exact. Rezervorul s-a potrivit exact, am mai avut niște chestii în plus, da, am mai anulat, mai știi? Adică i-am dat de cap, dar nu a fost ceva gen plug and play, adică... Da, a necesitat un pic de research, un pic exact, de timp exact. Necesitat, și da. Mai ales că nu găsești. Da, făcute. Da. Asta e cea mai mare problemă. Dar ele vin și din fabrică, Formotion 4x4. Da, acum nu pot să spun sigur, eu personal nu știu să vină 2 litri turbo 4x4. Ok. Înțelegi? Nu știu, probabil că poate voi știți, dar nu. Nu știu. Nu cred că vin. Am văzut pe niște forumuri că n-ar veni. Da, da. Bun. Cred că am acoperit destul. Am vorbit natural, nu a fost nimic regizat la filmarea asta. Am ținut morțiși să fim naturali, să vorbim amândoi ca și cum ați fi și voi aici de față. Cred că am vorbit undeva la peste o jumătate de oră, sigur. Mai mult ca sigur, o să văd pe cameră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, îi mulțumim lui Alex pentru timpul acordat, îi dorim mult succes cu proiectul în continuare. Și probabil nu o să dureze foarte mult și o să își schimbe ideile, așa că s-ar putea să mai revenim cu el pe canal în viitorul apropiat. Cu siguranță, atâta timp cât mașina nu e gata, clar o să mai deci, vinde. Mai are idei ascunse, mai are, încă nu s-a încheiat aici. Nu. Vă mulțumim și ne vedem data viitoare. S-a filmat? Nu știu de ce căcat o bag mereu. De cea mai drept.